Bine v-am regăsit la un nou interviu cu Soroceni. De această dată o avem alături pe doamna Valentina Jamba, o soroceancă fultuită pe tărâmul Sorocii, dar cu rădăcina desprinsă de la sud. Vorbiți cum ați schimbat și de ce ați schimbat abaclia pe Soroca. Aici apa din Nistru era mai bună sau care? Păi acolo Nistru nici nu e. Acolo este un râuleț care se numește Cogâlnicu și care, apele căruia toți revarsă și ajung până la Marea Neagră, dar Nistru era apa soțului meu care a considerat că de la mic la mare mergem. Adică de la un râuleț mic la un râuleț mare pe care l-am găsit foarte frumos. Și cu atât mai mult că eram tineri și apele astea, eu iubitoare de not, mi-a făcut o plăcere deosebit. Nu v-ați gândit să puneți așa o medie nici la Soroca, nici la Basarabeasca, hai la Chișinău? Sau nu a fost? A fost și așa ceva, cu atât mai mult că soțul meu a fost la repartizare să rămâi la catedră, având succes mare în învățătură, dar s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, fiindcă aici sunt rădăcinile lui și erau părinți mai în vârstă decât ai mei. Abaclia, povestiți-mi. E un sat foarte mare, de români moldoveni, foarte mare. Cât de mare? Ajungea până la 10.000 de populație și cu două școli medii, în care depășeau în una aproape 2000 de elevi și în alta mai puțin, dar medie era. Un sat foarte mare și am rămas uimit la moment când în 92 s-a pornit niște neînțelegeri între găgăuși și partea aceea noastră, la noi nu trăiesc găgăuși. Oamenii din Abaclia au ieșit să-și apere terenurile ca să nu fie ocupate. Și îmi spunea soțul, care a fost voluntar, că nici el nu s-a așteptat că sunt atâtea de brave abacleieni. Și eu am fost foarte mândră atunci. Din cine am vă trageți? De cui sunteți, cum sunteți la noi? Da. Părinții mei, oameni cu carte, bunii pe calea lui tata, oameni cu carte, bunii pe a mamei, bunelul însăși, un autodidact care depășea orice universitate a mea, să zicem. Și tata a lucrat director pe parcurs la peste 30 de ani la școală și noi ne aflam într-un anturaj bun pentru a pricepe că cartea e foarte importantă pentru dezvoltare. Deci era profesor în același timp, da? Da, avea... Profesor de? Da, de istorie și limba moldovenească, așa cum... era atunci pe vremea aceea. Cu toate că tata și în casa noi se vorbea o română bună, să zicem. Dar denumirea nu putea să fie altfel decât numai așa cum spunea partidul. Că așa se numește, asta e. Mama? Și mama învăța mai bine decât tata, așa. Dumnezeu să ierte pe ambii. Dar după ce s-a măritat, ca soarta... femeilor, în majoritate pe vremea aceea, era de a crește copii și de a le da educație, să zicem, mai bună. Citea, ne povestea, dar n-a avut șansa să-și prelungească studiile și nu știu dacă asta e bine sau rău, poate că a fost rău pentru dânsa, dar pentru noi a fost bine, fiindcă ea la orice moment putea să ne spui o poezie pe care ori o născocea, că noi nu știam atunci de unde e, și dacă noi întrebam acum, ea spune că bine, a mea e o parte. Asta e. Deci am avut niște părinți de 10 și cu toate că am fost foarte mulți copii. Pentru mine și pentru generația mai apoi, care n-a mai vrut să aibă atâția copii. Cui semănați? La ce? La caracter, în general. Mami, tatăl, sau ce ați luat la unul, ce ați luat la altul? Cred că e o combinație. Eram foarte timidă când eram micuță, fiindcă diferența dintre sora mea și eu, a doilea copil în familie,
e foarte mică și sora mai mare vorbește taci, tata vorbește taci, mama vorbește taci, așa e în casele noastre moldovenești sau în familiile noastre moldovenești. Ceea ce nu se mai practică acum e foarte bine, poate, fiindcă copilul trebuie să se dezvolte, dar el se dezvoltă prin vorbire. Și timiditatea s-a transmis mult timp până eu am înțeles că dacă eu singur am înțeles și mama a apreciat treaba, că dacă tu nu ești vocal, pe tine nimeni nu o să te asculte și e posibil să meargă peste cap. Și atunci i-am luat o parte din îndrăzneala mamei, era foarte îndrăzneață și foarte curajoasă, fiind mică de statură, dar foarte curajoasă era. Și asta am luat de la mama, de la tata cred că am luat chiar o parte din fizic, nu știu. Și de la tata, ceea ce ne-a dat el, ne-a dat, cartea este foarte importantă și dacă veneai cu 4 de la școală, era bâza. Dragostea față de istorie, de țară, de limbă, unde ați învățat-o și unde ați primit-o mai mult? Acasă sau la școală? Acasă, tata era foarte rar, adică era foarte puțin timp. Dar când era și dacă noi nu vorbeam sau vorbeam așa cum vorbesc copiii din Mahala, eram apostrofați, că nu se vorbește așa, nu se vorbește corect. Deci voi sunteți copii cu carte, așa îmi spunea. Dar noi nu prea înțelegeam că, oricum, în Mahala noastră erau doar băieți. Și, mă rog, diferiți oameni, diferite familii. Și la sigur că aduceam în casă un vocabular care era așa, la joacă. Și atunci eram apostrofați și dacă mama ne auzea cumva, spuneam să-i spun lui tata ce vorbiți voi. Și era tot o... că să-ți ascuți urechele, să știi că să vorbești corect. La școală se vorbea corect, vreau să vă zic. Mulți se străduiau învățătorii ca să vorbească copiii. Nu știu de ce la noi așa se primește. Și acum se vorbește în școală corect, da? Dar copiii pe stradă nu vorbesc corect. Două realități diferite, două realități paralele. Da. Asta e exact așa cum era pe timpul ăsta, nu știu, a socialismului, a comunismului dezvoltat, nu știu, nici nu știu cum că mi-e amar pe tematica asta. Spune una și face alta. Și noi, probabil că și generația noastră, vorbeai la școală corect, ieșeai din curtea școlii și s-a terminat cu corectitudinea. Acum, drept că nu era atât amestec de rusisme. Nu era. Eu prima dată am întâlnit și era foarte uimită când am venit la părinții lui Victor, adică... La Holoșnița, da? La Holoșnița, când ei vorbeau cu mai multe rusisme. Probabil că este influența asta de hotar. Și mama spunea, uite, ieri a fost tuman, am oprit și zic că nu-i corect, nu-i cuvântul ăsta. Și mama soacră nu s-o obișnuia. Ea căta să-și zică corect mai apoi, dar vedeam efortul care îl face. Asta e. Cu toate că și mama soacră a învățat în școală românească, având carte și iubind cartea, știa destul de bine se descurca în geografie și în istorie și iubea să facă notițe care n-am mai văzut la multă lume. Uite, asta e foarte interesant, era ca persoană și ca blândeța sufletului. Adică o moldoveancă care am întâlnit-o pe urmă, să zicem, în descrierul lui Sadoveanu, da? Mă rog, ceva mai deosebit decât în părțile noastre, da, mă rog. Ambii părinți sunt din Abaclie, erau, sau o strag din alte zone? Nu. Ambii părinții mei erau din Abaclie. Bunei, adică părinții lui tata, nu i-am cunoscut. Bunica a murit înainte de a se naște sora mea, iar bunelul, dacă îmi permiteți, vă spun tragedia pe care a trecut-o. Satul fiind la o răspântie de căi ferate, deci... În 44 spre 45 a fost practic bombardat total. Iar casa bunelor mei era foarte mare și avea un subsol toată casa, cu piatră clădită
Și când s-a început bombardamentul, foarte multă lume a părăsit satul, probabil cineva știa înainte, s-a dus pe câmpii, dar mahala unde trăia bunelul meu, toți au venit în subsolul lui bunelul. Și după cum spunea și mama, că veneau 5 avioane, făceau rafale, se duceau. Și în timpul ăsta oamenii ieșeau și mai luau o gură de aer și peste câteva minute altă. Și asta era armata sovietică, nu alta. Făcea răvagii. Și oamenii intrau și ieșeau, intrau și ieșeau. Și iată, la un moment, după vreo 2 ore de așa răvagii, bunelul ies în curte și zice, bă, cred că s-a terminat, că nu se mai aude. Și oamenii au început să iasă. Și când au început să iasă, de unde, nimeni nu știe, un singur avion a dat o bombă și a căzut nu departe de beci, adică de casă. Casa a suferit, s-a înclinat și în momentul ăsta o schijă i-a tăiat capul unei fete care ieșeau din beci. Iar bunelul a avut de suferit, adică ceva, a însurit și nu mult timp după asta și murit. Adică a avut așa un stres enorm de mare. Și de ce când este vorba despre război, eu totdeauna îmi aduc aminte povestea asta, că eu n-am avut noroc să-l văd pe bunelul, uite, tocmai din motivul ăsta că el a avut de suferit din cauza bombardamentului armatei sovietice. Dar contrasta cumva informația despre cel de-al doilea război mondial din ce auzeați de la părinți, de la înaintași, în comparație cu ceea ce vedeți în filmele sovietice, în filmele de propagandă? Și cum era? Deci aici este tocmai zbaterea între două gândiri și pe care copilul foarte greu îl pricepe. Una era scris în carte, că film, mă rog, a venit cu mai târziu, televizoarele cu atât mai mult mai târziu. Dar cei ce era scris în carte și cei ce învăța și cei ce știau toți abăclienii, nu că numai eu știam. Deci era absolut diferit. Și așa ca să zic, fratele meu, fiind mai îndrăzneț de fire, a început să fie, nu, de ce ești părere cu învățătorul care ducea istoria sau limba moldovenească și pentru asta a fost pedepsit. Asta ești, dar și noi vorbeam după ce ieșeam, că okay, eu zicea, nu știu ce-o scris, sau mă rog. Diferite. Era, într-adevăr, mutilarea gândirii. Că, de fapt, asta a fost mutilarea gândirii. Și s-a reușit, la mulți s-a reușit mutilarea asta. Ea a început să răzbufnească sau cumva și-a găsit calea neuronii la cei care au fost o lecuțică mai cărturari. Și atunci, din oamenii ăia, s-au format echipele de renaștere națională. Din oamenii ei, nu dintre cei care a reușit să-i mutileze informația din cărți, mai apoi de televizor, mai apoi de la filmele sovietice, care totdeauna nemții erau proști, iar sovietici, și răi, la sigur, iar sovietici erau buni, luminoși la cap și deștepți tari. Câți copii ați fost în familie? 6. Câți frați, câți surori? Deci, 2 fete, adică să zicem, și 4 frați, okay. Care și noi suntem toți vii. Adică și toți suntem bine și mă bucur tare că toți suntem la discuții, să zicem, politice pe aceeași flier. 2 dintre frați sunt cunoscuți în lumea publică, sau sunt eu care cunosc, domnul Alecu Reniță, directorul revistei Natura, Iuri Răniță, fratele dumneavoastră, fost ambasador al Republicii Moldova în România și fost deputat, hai să spunem așa, până unde mult. Cine sunt ceilalți sau se ocupă ceilalți frați, surori? Unul din frați, cel care este după Iuri, deci acum locuiește în Italia, deja practic s-a stabilit că are acolo deja și unde trăi. Și în lumea paralelă, cum spunea da, un da, îmi venea atunci să zic ceva. E fratele meu și frate de sânge și un frate bun și care avea capacități mentale enorme.
până în clasa 5-a știa toate manualele pe de rost. Așa, o excepție. Și mai am un frate care lucrează în Chișinău, a terminat tot Politehnica și e pe filiera legat cu automobile. Și, dar toți suntem pe aceeași undă, dacă să zicem naționaliști, cum zicea regretatul Vieru, și nimeni nu neagă că suntem naționaliști, nici unul din ei, da? Suntem și... Și sora? Și sora a lucrat foarte mult timp la profesoară la liceul român-francez, deci prima școală care a dat din centrul Chișinăului, da, acum nu mai lucrează, deci, dar, cum zice, e bine. Călătorește dintr-o parte în alta, fiindcă fix s-a stabilit cu traiul în România și dintr-un loc în altul. Spune să nu mă găsească moartea, nu, eu călătoresc. Bine. Faci naveta de acasă acasă, da? Da, de acasă, păi da. Exact așa spune. Păi eu mă duc acasă și mă duc acasă când se duce din Chișinău și când vine înapoi mă sună și eu vin acasă. Bă, bine, iată de acasă acasă, așa e. Ați menționat de cuvântul naționaliști. Unii sunt etichetați naționaliști în sensul negativ al cuvântului, alții, de exemplu, se mândresc că sunt naționaliști, pentru că, de fapt, naționaliști înseamnă a-ți iubi țara, a-ți iubi poporul și are, de fapt, practic, doar conotații pozitive, dar asta nu înseamnă că desconsideri pe altcineva. Deci, cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră și ați fost vreodată etichetat ca să naționalistă, da, din sensul ăsta de rău, ca și cum, da? Da, da, eu vreau să vă spun, chiar zilele trecute eram într-o localitate din raionul Sângerii și discutam cu un primar. Și ceva am atins vorba despre limbă, adică eu am corectat când nu vorbea corect și după aia am spus că nu e frumos să vorbim în amestec, deoarece asta e haina unei națiuni. Limba e haina unei națiuni. Dumneavoastră, când vă duceți la o nuntă, da? Vă îmbrăcați haină bună sau cei care-i patată? Și nu, haină bună. Păi aici dumneavoastră sunteți ca la nuntă când vorbiți. Deci, vă rog, nu pătați. Și el mi-a spus, ești un naționalist. Și eu am spus, da, corect, eu sunt naționalist. Dar nu încurcați naționalismul cu nazismul. Astea sunt două lucruri. Total diferite. Total diferite. Dar ce era în Uniunea Sovietică? A fi naționalism, asta a fi nazist. Era exact aceeași chestie. Și probabil asta s-a transmis de multe ori, s-a multiplicat cuvintele astea și până la urmă ele, așa e, un ghem care foarte multă lume nu vrea, cred că, să-l deosebească ce înseamnă nazism și ce înseamnă naționalism. Naționalist să fii, chiar e însuși rădăcină, național. Și eu îmi iubesc poporul așa cum el este, mucos, păduchios, chior, strâm, dar el e a meu și eu vin din rădăcina acestui popor. Și de ce eu nu pot să nu fiu naționalist? Mie îmi pare rău atunci când un copil nu vrea să învețe. Dar câteodată mă gândesc că el poate nu poate și îmi dau seama de ce el nu poate. De ce? De ce? De aceea că fondul genetic n-a fost transmis de plin, de la părinți, bun. Asta. Și câteodată nici părinții nu-s vinoveți. Asta e. Și atunci trebuie să mergem în niște grupuri în care copilul trebuie să nu fie presat ca să învețe, dar să-și dezvolte abilitățile la care el poate, adică. Și atunci o fi corect, nu? Nu pot fi toți cu studii superioare. Sau foarte, tot... dar nici nu e nevoie. Da. Nu e nevoie. Pe lângă oameni, apropo, deștepți, pe care am întâlnit, sunt foarte mulți oameni înțelepți, care de fapt n-au universități, care de fapt n-au avut, dar au avut uneori cele patru clase la români, care tradiționale, da, și care avea ce vorbi omul celălalt, deci avea ce-ți spune chestii interesante. De asta nu-i neapărat să fie... Ce? Eu susțin teza. Mie foarte mult îmi pare rău de părinții care îi obligă neapărat să termine o școală superioară, cu atât, da, și chiar și colegii, tehnic, agricol, care mult timp am activat. Nu văd necesitate. Cel mai mult trebuie niște școli de meserie în care copilul vrea să se ducă și el vede ce a făcut și el se bucură. Profesie practică, da, utilă. Și el se bucură, uite, eu asta pot.
Dar când tu îl îmbibi cu forța, cu niște programe care lui nu se știe dacă o să-i trebuiască vreodată sau o să-l folosească undeva, atunci el sigur că devine câteodată și agresiv față fiic și față de părinți, fiic față de profesor, fiic față de școală, nu contează, asta e. Ați pomenit de naționalism, de național și naționalul dumneavoastră. În cap între Nistru și Puț sau e mai mare? E mai mare. Când m-am dus pentru prima dată cu copilul meu mai mic în România, i-am spus că... Dar m-am dus la fiica care învăța acolo. I-am spus, vezi mă țara ta, vezi ce e de frumoasă. Și el când a ajuns la 10 ani, i-am spus că peste câțiva ani o să fim toți în țara asta. Și când a ajuns la 10 ani și s-a pornit ceva niște în țara, în băcățica asta de țară, el spune, ei, mame, mi-ai promis țara, unde este ea? Și eu am spus că promisiunea mea era legată de dorul de țară și de mulți care... Dar acum ăștia, mulți care erau tot cu același dor, au plecat în alte țări. Iar cei ce a rămas nu vrea să aibă țară. Vrea să aibă un petic de țară. Asta e. Da, de multe ori la anumite instituții sau anumite concursuri, concurs național, institut național. De fapt e un concurs, hai să spunem, republican maxim. Da. Sau institut republican. Național înseamnă cu totul altceva și un pic e... Da. Mă mai supăr încă o chestie când se vorbește chiar la nivel de parlamentar, spunând în Moldova. Nu e adevărat. În Republica Moldova, fiindcă deja suntem altfel botezați și nu trebuie să încurcăm. Dar un pic, de fapt, pot să zic, când a spus că în Moldova și eu l-am corectat, el avea la 20 de ani, în fine, nu chiar pic era. Și îmi spune mie, păi da, dar noi trebuie să luăm toată Moldova. Și zic, care asta noi, mă? Și eu mai am așa un obicei, zic, bă, năcăjitule, tu ai mai citit în afară de ce aici ți-a spus alfabetul? A? Mai citește. Eu, ca să-mi dau seama că noi suntem o țară, am citit, cred că la 200 de cărți de istorie, dar nu istorie, istorie, așa cum se zice ca manual. Dar am citit cărți din diferite surse, unde nimeni astăzi nu mă poate convinge că eu nu sunt româncă. Nimeni. Poate să zică și cel mai aproape om de mine, că nu ești româncă, te zic, îmi pare rău că tu nu știi că eu sunt româncă. Și eu mă recomand peste tot că eu sunt româncă dacă cineva mă întreabă. Da, eu sunt româncă. Dar de unde sunteți? Eu acum zic cu mândrie din Soroca. Dar ce în Soroca sunt români? Mă, năcăjitule, în Soroca sunt peste 80% de români. E o altă chestie că ei nu știu. Auto-identificarea asta sau auto-înțelegerea aceasta, pe la urmă, cine suntem și de-a cui suntem? Da. E, probabil că trebuie să fie auto-înțelegere. Fiindcă a fost multe rupturi în mintea noastră. Și atunci e bine când se auto-înțelege. Adică el singur trebuie să ajungă la concluzia asta că noi suntem români. Mi-aș când ați ajuns la concluzia aceasta? Să vă spun sincer, când eram în Mongolia. Deci asta a fost în 81-85. Noi am stat acolo, am lucrat acolo. Și să vă spun un caz extraordinar. Ceea ce cel mai mult sufeream în Mongolia era că nu auzeam limba decât numai în casă. La un moment avem radio-ul ăsta și cătam ceva să prind. Și la un moment aud să vorbește românește. Și eu așa îi stric soțului, Victor, vin încoace. Dar se ducea o slujbă în Vatican, dar era în română. Și eu am început să plâng că nu puteam nimic să mă oprească. Vaticanul vorbea în românește, da? Și pe urmă am stat toată slujba cât a fost și a spus că s-a transmis în limba română în slujba și a spus în cinstea cărui sfânt acolo și ce a fost. Și i-am spus, nu degeaba i-a început să plângă, zăm că-s româncă. Și iată așa, încet, încet, pe urmă, acolo am avut posibilitate foarte mult de a citi, de a comanda literatură care aici nici nu avem. Și de acolo am pornit și am citit și am citit, dar până m-am convins eu singur. Cum ați ajuns acolo?
cu trenul. Deci a fost o propunere la Ministerul Agriculturii ca să selecteze niște specialiști pentru a fi trimis în străinătate, nu se știa unde, era diferite țări care era în propunere și, nu, și soțul meu, adică l-a selectat domn director, pe atunci a regretat-o director Doba și a spus, uite, Victorie, n-ai vrea? Și el undeva în suflet tângea că n-a rămas la catedră, știți? Și, bun, și a spus că da, eu aș accepta. Și s-a pornit parcursul la 2 ani de zile, s-a selectat documentele, treceau toate instanțele respective, trebuia să verifice. Și noi avem tare multe temeri, pe linia mea a fost deportat părinții mamei. Fratele lui tata a stat la închisoare, l-a trimis pe timpul lui Stalin, tot, mă rog, cum era. Politic. Da. Și, în fine, avem temere. Și când a scris, trebuie să completez chestionarea acolo și l-am completat și am scris care limba acolo cunoașteți, străină o cunoașteți la perfecție și am scris română. Și nu, rusa acolo am spus că o cunosc așa și moldovenească e limba mea de... Nu? Și franceza o cunosc dacă ne vorbește cineva și încă dacă îmi traduce și mai bine, cunosc. În fine. Și când, pe urmă, la interviu, la structurile de stat, mi-a spus că să schimb cunoașterea limbii române la perfecție. Păi eu zic, dar de ce? Eu într-adevăr o cunosc. Te spun că de asta e aceeași limbă. Uitați-vă, asta era în 80. Structurile de stat știau că e aceeași limbă. Dar astăzi, niște oameni bătuți cu leuca în cap spune că limba asta e moldovenească. Și atunci cum? Unde e evoluția? Cum a fost acolo în Mongolia? Ce v-a captat de prima și wow, e altceva, alt stil, alt... Da. Înainte de a ajunge acolo, clar că am răsfoit tot ce se putea de găsit. Așa e să vezi că enciclopedia, da? Da, și asta, inclusiv și asta, și atlasurile, și nauca e jizni care era unii care visă să te scapi ceva informație mai proaspătă. Și acolo am citit mult, știam că e foarte frig, noi știam zona unde o să fim și de ce 9 luni de zile e iarnă în zona respectivă. Și e o lume absolut diferită, dar curiozitatea atunci când ești tânăr e foarte mare și la sigur că s-a acceptat. Una la mână, a doua la mână, eu nici că acum nu puteam înțelege oamenii de pe loc de aici, din Soroca, care spuneau că mie părinții mi ajută. Și ea că o cumpărat aceea și o făcut aceea și așa, mie părinții. Noi eram doi oameni cu studii superioare, aveam doar un singur copil și noi nu ne putem permite decât de la salariu la salariu și dacă ceva acolo strângeai pentru ca să poți plăti partea de credit pentru a îmbrăca o haină. A. Și atunci, la sigur că s-a promis niște salarii acolo și noi am acceptat. Am acceptat, cred că mai mult, pe motivă ca cel puțin să ne punem mai repede pe picioare. Cu salariul, apropo, am spus că a fost destul de mare. Da. Câteva mii de rubli rusești pe lună. Nu, era în rubli, era și mai bine. Doar că în valută străină. Da. Dar ce fel de valută era? Da, era un fel de cecuri. A băncii externe de economie a Uniunii Sovietice. Și era un fel de cecuri, care mai apoi când vineai, puteai să le treci în... Puteai să le treci și în valută, puteai să le treci și în rubli sovietice și puteai și să le vinzi. Dar mai era o chestie, că era curândul, adică pe cecurile astea puteai să cumperi mașină. Ceea ce noi tot consideram că este foarte necesar pentru o familie să aibă mașină, că este mijloc de transport. Și v-ați luat? Ne-am luat, la sigur. Ce mașină? Păi, la început un fel de... Nu că era Zăpăruș, nici nu știu, pare că era dintre cele care era mai ieftine și după aia noi am vândut-o și ne-am luat
Oladă, care tot eram aici vă 10 ani la Consiliul Raional Rând, ca să cumpărăm lada aceea. Bun, ia că așa, nu era alte mașini și nici când eram în Moscova și vedeam o mașină străină, adică când vineam sau când ne duceam, îmi părea straniu că nicăieri în Republica Moldova nu văzusem decât pentru mare șef Bobby cu cela, da? Iar pentru... A, da, și Volga, da. Și iar pentru cei mai mici, un Zaporojeț, Năcăjeț sau un Moscvici. Așa. Și asta era toate mașinile. Ei, după asta s-a pornit cu lada asta, cu complexul ăsta italian și s-a mai evaluat, adică s-a mai schimbat lumea. Asta e. Ați ales să deveniți profesor, cel puțin în această profesie, ați învățat profesor de matematică, mai apoi și informatică, sau cum ați ales, de ce ați ales anume aceasta? V-au plăcut științele reale? Da. În casa noastră toată lumea era axată pe umanism. Mama recita poezii, tata putea din Bacovia să două ori, să zic, fără răsflare, și era toată lumea. Fratele meu era elev și scria la ziare. Care? Alecu, da, scria la ziare. Da. Iuri era mai mic, diferența între mine și Iuri e de 9 ani, adică nu mai aveam când eram copii același interes. Dar eu am vrut să fiu altfel, probabil, dar cel mai mult mi-a o tânără învățătoare de matematică care a găsit în mine, uite, că eu foarte repede calculez, că eu, și i-a spus tate ca director, mă, fata ta nu-i ca tine, fiindcă ea are inclinație spre științele astea exacte. Și tata a venit acasă și a spus, ea nu rezolvă problema aia. Nu a fost o greutate. Și pe urmă i-a spus doamnei învățătoare că într-adevăr, ea se pricepe și aceea a început să investească în mine și datorită ei, eu am început să-mi placă și eram cea mai bună. Și tare mă mândream când băieții din clasă spunea, des copii. Îl dădeați? La început, da. Pe urmă, când am ajuns în clasa a 10-a, nu vreau să-i dăm. Eram deja mai mare. Aveam undeva 16 ani, că eu m-am dus de 6 ani de școală și nu vreau să le dau să copii, deci e că după ce copiau, îi spuneau că ei au rezolvat. Și minciuna pe mine totdeauna m-a stresat. Nu iubesc oamenii care spun minciuni. Și mai ales dacă eu știu că asta e minciună, că este o chestie. Când spui minciună și tu nu știi că asta e drept, iar alte chestii e atunci când tu știi că e minciună și el se uită la tine și zice că nu e minciună, că asta e corect. Oamenii ăsta eu nu-i pot mai apoi apropia. Să înțeleg că nici dumneavoastră nu aveți 7 ani de acasă, da? Dacă v-ați dus de 6 ani la școală. Da, n-a reușit să-mi dea 7 ani acasă când m-ați la școală, dar la școală era mai rău decât acasă, fiind tata era director și tot afla ce făceam eu la școală aceea. Și nu era interesant. Nu că nu era, mă temeam. Mă temeam să n-o pățesc și că am în limita, nu a copilăriei, că de fapt e o prelungire a copilăriei școală, dar în limita că eu sunt mai, trebuie să fiu mai responsabil. Și tot așa ca școala. Eu când prima dată în Soroca am văzut cu un directorul și ea la o ședință, nu contează de care, își ia copiii alături de dânsul și restul profesorii stau care și cum, eu am rămas uimit, fiindcă în școală unde tata era director, noi nu eram fiicele lui sau nu eram copiii lui, eram elevii școlii respective. Și poate că era drept. Ați predat ani matematică, informatică la Colegiul Tehnic Agricol. Da. Cum au fost acei ani? În primul rând, informatica n-a apărut... Era o știință, când noi o învățam în universitate, a fost prima promoție care a învățat informatica și la Universitatea de Stat și era încât sucotit știință burgheză. Și pentru ca a o preda, trebuie să studiez tu foarte mult. Și lucrul ăsta totdeauna mi-a plăcut să studiez foarte mult și să ies în fața elevilor, fiindcă în școală,
cu tălpile foarte bine pe pământ. Și atunci eu munceam foarte mult pentru 45 de minute de aduce o oră cu cursuri diferite. N-am refuzat niciodată niciun curs. Munceam pentru pregătire cel puțin 3 ore. Se întâmpla și 4. Și asta, cum zice, numai în favoarea mea a fost. Numai în favoare. Elevii, mai țineți și acum legătura cu o parte dintre ei? Vă mai întâlniți? Acum? Da, mă întâlnesc. Mă întâlnesc cu polițiștii care sunt și mă țiu minte. Ei s-au mai maturizat. Mă rog, mă sună, sunt, am copii care au învățat foarte bine și aveau, și eu aveam un respect enorm când erau ei elevi sau studenți, nu contează. Mă sună, mă rog, mă întreabă, dar ce-ați mai citit? Fiindcă dintre cei care și eu citeam și ne schimbam cu cărțile, le spuneam, uite asta, nu e vorba de meseria mea directă, adică de cărțile cele, dar iarăși e vorba de istorie, de neam, de care eu le recomandam ca ei să poate înțelege că sunt și ei români. Câte note de 2 ai spus? Foarte multe. Erați o profesoară severă? Da, nu-mi pare rău. Fiindcă, fiindcă așa m-a învățat și tata. Tata tot era foarte sever. Notele nu este un dar pentru că tu ai venit la școală sau pentru că tu ești elevul meu sau și mai rău astăzi pentru că tu plătești contractul. Și mai rău. Notele e o apreciere a unui om față de alt om. Și atunci când eu consideram așa, că tu n-ai muncit mai mult ca să te pot eu aprecia, spuneam, faceți o comisie și lasă copilul ăsta să fie apreciat de alții, că eu nu pot altfel. Și din cauza asta era așa, bântuia în Colegiul Tehnic Agricol, bă, dacă ai trecut... Ai trecut de jamba și încă ai mai trecut și de doamna Sokolovski, sau poate că ai terminat colegiul. A fost o perioadă și președinta Comitetului Sindical, îmi pare. Da, da, da. Vedeam comitetele sindicale, cât de utile și necesare acum, fiindcă uneori parcă păreau niște remisienți sovietici și care erau mai mult pentru bifă. Alte ori, dacă cu adevărat era omul potrivit la locul potrivit, se făceau careva, se schimbau. Cum considerați dumneavoastră? Eu am considerat și acum cu atât mai mult consider că asta e o bomboană care ți-o arată la distanță, că dacă ai să fii cu minte, poate că ți-o dau. Eu am fost și la cursuri. Acolo am fost pe trei luni de zile sau patru acolo, cu sindicatele astea. Și am încercat să fac niște modificări în regulamentul. Și la, nu le-a plăcut șefilor, că regulamentul ăsta, regulamentul ăsta era care sunt relațiile între administrație respectivă și oamenii care intră, da, care sunt asociați în sindicate, hai să zicem așa. Și când eu, dar pentru ca să faci regulamentul ăsta, la sigur că iar și am muncit, am citit foarte mult, inclusiv legislația ce zice, m-am băgat peste tot și conform legislației și am început a schimba și când l-am dat la comitetul sindical acolo, nu merge. Eu m-am supărat că eu așa, neștiind domeniu, zic atâta de mult am muncit ca să evaluez eu cât de cât și aici n-am mers. Și când a început să nu se poate asta, nu se poate asta, bun, m-a chemat la o școlarizare, m-am dus la școlarizare ce? Și eu tot, având deja citit în spatele meu, m-a supărat o chestie. M-a supărat că, adică, nu se poate de vorbit asta, nu se poate, era de acum, se putea, adică, dar de ce nu se poate de vorbit? Și încă m-a întrebat la sfârșit să fac o masă. Și eu am întrebat, ia spune domnule, era acolo, Cutărescu, da, spune, de pe banii cui s-a făcut așa o masă? Și cum credeți, cum am fost primită? Cioară albă, nu bine. Nu m-am supărat de fel când am fost împinsă de acolo, nu de la cursuri, de la cursuri, mă rog. În comitetul sindical? Da, de la comitetul. Dar ați preferat de obicei să fiți omogenă cu toți sau totuși să fiți o cioară albă atunci când credeați că aveți dreptate sau atunci când credeați că totuși trebuie altfel? Nu, eu am fost, practic, eu așa mă, eram totdeauna activă. Când mă considerau cioară albă ori, mă rog, cu alte pene, nu mă tare supăra. Ceea ce am rămas odată uimită,
la un consiliu profesoral, probabil că mă simțeam eu rău, n-am cuvântat nimic. Și cineva din colegi, când s-a terminat, înainte de a se termina, spune că nu, dar cu doamna Jamba n-a vorbit. Era obligatoriu să vorbească cu doamna Jamba. Da. Și ce e tot la consiliu, eu îmi vedeam altă perspectivă pentru, nu pentru disciplina mea, dar pentru copiii ăștia care trec prin instituția respectivă. Și de fiecare dată, că vedeam, așa îmi părea mie, că vedeam, uite, așa trebuie să fie. Și ieșeam cu propuneri la consiliu. Propunerile nu erau acceptate niciodată, practic. Niciodată. Se dădea, se lua votul și eu nu câștigam. În fine. Ei, trecea vreo jumătate de an, exact cu aceeași propunere a mea, vinea administrația. Și era acceptată. Nu, în fine. Eu mă bucuram câteodată că zic, nu, dar ce contează până la urma urmea a cui a fost propunerea? Important e că s-a acceptat. Dar câteodată trebuie să te ții, da, propunerea ta, n-am făcut patent la ea, la sigur, dar trebuie să ții cont că, adică nu numai administrația lucrează aici în colegiu și nu numai în colegiu, peste tot așa trebuie. Pe mine, să zicem, mă supără când văd toate proiectele decizii. Și acolo inițiativa e numai la o singură persoană. Primarul sau președintele raionului, cum zici? Da! Pe mine asta mă supăr. Și eu stau și mă gândesc, bă, dar ce fac ăștalți? Ei cis cu dânsii, ei n-au gândire, n-au nicio propunere. Sau lor le place așa cum este? Nu știu, nu înțeleg. Ați pomenit tot pe parcursul interviului, din când în când, de o persoană despre care am vorbit mai puțin. Victor Jamba. Adresul inimii dumneavoastră. Cum și unde l-ați cunoscut? Și pentru ce v-a intrigat, v-a atras? L-am cunoscut la biblioteca, fosta biblioteca Krupska, fiindcă și eu și el probabil că eram din studenți cei care nu absentam de acolo. Și, adică, de fapt, el m-a cunoscut, el a pus ochiul, eu nu prea pricepeam. Eu eram, după educație de acasă, din firea fetelor reci. Nu știu dacă știți de așa ceva. Și după ce, probabil că i-am plăcut, probabil, că tas așeză totdeauna în spatele unde sala de lectură numărul 1 și numărul 2. N-aveți era... gâță să vă tragă poate de asta? Ba da, da? Am avut o gâță, ajungea aproape la genunchi. Dar era strâns, modest așa. Și la un moment a început să mă supere treaba, fiindcă răsfoia mai apre cărțile cele, nu știu, dar în sala de lectură numărul 1 și numărul 2 era o liniște extraordinară. Și de ce? Mă uit odată, mă uit de două ori, pare să odată am făcut și observații. Mă supărați. Și după aia s-a început vorba, că așa, și asta a fost începutul, după aia de la ultima oră, la ora 9:30 se închide Krupska. Bun, Biblioteca Națională, cu mult mai mult. Eu nu știu dacă Krupska a citit atâta ca să poartă numele. Da, da, în fine. Ne duceam, m-a invitat să ne ducem la film. Și la sigur, la ultimul, ne duceam și la film. Și așa, 3 ani de zile tot am dus-o. Și el, sărmanul om, nu putea să-și cumpere un costum care... Părinții îi dădea bani pentru un costum ca să-și cumpere, să el se hrănea doar din bursă, ca și mine, dar ca să se îmbrace și ei trebuia suplimentar, dar îi dădea pe an, dar el îi împărțea pentru film. Și eu tot spuneam, zic că, dar eu sunt datoare pentru filmul ăsta? Și nu. Ei, și dacă el spunea nu, eu credeam că el are bani, știu, nu știam. Are zestre, da? Da. Și cum a fost, nu știu, cât timp v-ați întâlnit, hai să spunem așa, cât timp v-a dus la film gratuit, așa? Așa, cam 3 ani. Da, 3 ani. Eu eram în anul 2, el era în anul 3 și iată așa. Și primul v-a făcut abonament și v-ați căsătorit sau cum? Am trecut teste pe la Sormea, aici a fost ce teste. Ce fel de teste? Păi, cum așa, să apreciază dacă merită băiatul ăsta să intre la noi în familie. Fiindcă noi eram deja mărișori și când intra cineva în familia asta a noastră, deja eram cu colții, gata, să vedem noi ce persoană intră la noi în familie. A trecut testul.
A trecut, este, da. Era un băiat, adică este un băiat citit, care, adică ai cu cine discuta. Asta era important. Și nu numai decât pe domeniul lui. Totdeauna când când se adună familia, se vorbește despre ce? Art, literatură, da? Istorie. Asta e tema de discuții. Și atunci trebuie să fii. N-am să-i spun nici lui sormea, nici lui frații mei, hai să rezolvăm o ecuație. Bine. Așa. Asta e. Și atunci el a făcut față și la discuții și la... Și a trecut testul și a spus sormea, mă, mai bun băiat decât ăsta n-ai să găsești. Și eu am început să cred. Asta. Și bine ați făcut, da? Da, și acum de fel îmi pare rău. Ați făcut împreună cu el, ați născut și ați crescut și educat doi copii. Da. Vorbiți despre ei un pic și deja care v-au făcut mai apoi și bunei. Da, și unul și altul. Și unul și altul. Avem doi copii. Diferența dintre ei e foarte mare. E de 12 ani și... Fiica mai mare, Iuliana. Da, și ficiorul mai mic, dacă se poate spune. Mai mic. Peste 30 de ani, da? E Dorin, da. Și unul pentru altul, adică fiica a fost o foarte bună pentru Dorin, iar Dorin, la rândul lui, a fost o foarte bună pentru ficiorul lui fiica mea. Fiindcă ficiorul lui fiica mea a fost crescut din noi în Soroca, fiindcă ei ambii erau în București și erau studenți. Iar noi am jertfit cu vremea noastră, liberă, de fapt, dacă se poate zice liberă, Doamne, că n-am mai avut liber. Și l-am crescut pe băiat, pe Robert, care astăzi e student în Tampere, în Finlanda, și care ne bucurăm de succesul lui la învățătură și credem că nu s-a pierdut fondul genetic. Cum ați crescut copiii? Pe ce ați pus accentul? Tot pe carte. La noi în familie cartea n-a absentat, biblioteca, fie că a fost un apartament foarte mic, era tixită și chiar și cărțile cele, cum era biblioteca pentru copii, ce mai era acolo, oamenii ilustri și toate erau și erau citite. La un moment chiar parcă îmi părea că nu am făcut corect cu Dorin, că el nu iese la joacă cu copiii. Că nu găsea ce să joace dacă are o carte de citit. Și parcă îmi părea rău. Nu, bine. Fiecare după ce ajunge la o vârstă anumită, se scutură și alege doar ceea ce îi trebuie sau ceea ce el consideră necesar, că ceea ce a luat de la părinți. Deci și este exemplu propriu, fiindcă și noi citeam. Dar ce citește? De fiecare dată. Acum ea, pe noptieră stau vreo 4 cărți. Și când băiatul vine din București și intră la noi, chiar dacă deja e o oră târziu, trebuie să uite care carte acum se citește. În familie, da? Da, 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 da. Asta e. Soțul acum e pasionat de istorie. Dar, da, și el citește foarte mult acum istoria. Eu am diferite pasiuni. Adică, de la romanul istoric până la... Sunteți cunoscută ca o activistă de mediu. Da. Și sunteți un fel de avocat a Nistrului. De ani buni bateți alarma cu stația de depurare, cu tot ce se întâmplă. Cum credeți, de ce anumite probleme ecologice sunt politizate până într-atât încât se blochează undeva și rămâne așa și în loc să găsească o soluție, în loc să se rezolve comportul tuturor, se politizează, se pun anumite etichete politice și problema nu se rezolvă? Uite, zilele astea discutam cu cineva din Chișinău și care trebuia să fie responsabil și spuneam, atâta timp cât dumneavoastră ați băgat mediul la coada oricărui minister, atâta timp nu o să faci nimic. Indiferent de ce partid, tu ești tu, nu contează. Aerul trebuie să fie curat când îl respiri, ca să ai creierul oxigenat, solul din care tu iei leguma, fructa, trebuie să fie curat ca să nu te îmbolnăvești toate internele,
Așa? Apa care tu o bei cel mai mult, adică consumat, trebuie să fie curată, ca iarăși să nu fii bolnav. Și atunci nu înțeleg de fel de ce aceste trei mari componente ale mediului sunt puse totdeauna la coadă și socotite că poate să le rezolve orice, iertați-mă de cuvânt, dobitoc. Nu poate fi așa ceva. Și el spune, vorba era de niște copaci care socotea, dar și acolo 48 de copaci de pini, au zis, dar ce acolo? Și eu am început a striga, că pinii ăștia s-ai mei. Dar zice, tăi, unde s-a tăi? Dar eu zic, și Nistru e meu. Deci cu Nistru, cu stația de epurare, de ce se întâmplă așa și se... Același subiect e valabil cu Regăci, acum 10 ani era valabil, acum 20 de ani era valabil. Da. Toată lumea vede problema Nistrului, vreau să vă spun. Trecând odată Nistrul partea cealaltă, pe podul ăsta plutitor, așa, ca să, pentru înțeles, doamna, foarte greu regla. De ce? Fiindcă acolo deja s-au făcut atâtea fibre, hai să zicem, algii vegetale, că este imposibil. Și eu zic, dar știți că algele astea vegetale, nu vă supărați, dar puteți să le strângeți, să le folosiți, iată, la, în agricultură și îi spun. Și că, da, de unde tu știi? Și eu îi zic. Da, și atunci ei s-a năpustit asupra capului meu. Ia uitați-vă ce ați făcut cu Nistru. O simplă femeie din Cosăuț. Uitați-vă ce ați făcut cu Nistru. Și începe a răcneșe. Dar eu zic că, da, am făcut și eu și probabil că am făcut cel mai mult rău, fiindcă nu i-am dat în cap cuiva atunci când trebuia de dat în cap. Dar acum, deci și dumneavoastră, toți localnicii de aici, ia, din Cosăuț, din Holoșniță, din Cureșniță, de la Otaci și dincolo partea aceea, toți suntem vinovați. Dați să începem rezolvarea cât mai grabnic. Și grăbnicia asta m-a făcut ca să, că n-a mai rămas mult. Distanța e prea puțină ca să zic că să nu mă grăbesc. Trebuie să mă grăbesc ca să fie stația de epurare, că altfel nu o să văd Nistru curat. De sus nu știu ce se vede. Mama mea spunea că, mă, nimeni, acolo e foarte bine și nimeni n-a venit să ne spui să vii înapoi, să vrea înapoi. Sâjelui. Da, sâjelui. Asta e. Deci, atitudinea asta a fost negrijului, fiindcă și la alegerile respective, îmi spunea alegerile astea care au fost în 19 pentru locale. Le lămuream oamenilor, cu Nistru avem probleme mari și asta trebuie să rezolvat. Nu cu trotuarele. Trotuarele noastre ridicăm piciorul leacă mai sus și ne... Și îmi spunea, doamnă, Jamba, dumneavoastră, ori nu vrați să înțelegeți, ori aveți ceva defecte. Fiindcă omul nu merge pe Nistru, el merge pe trotuare și el vede că trotuarul e bun, înseamnă că ăsta e bun, ăsta trebuie să-l votez. Miopia politică, asta e miopie. Miopia politică face ca să rezolvi problemele mici care sunt văzute de mulți și aceștia sunt mulți zvătanți. Dar dacă n-ar fi miopia asta politică, s-ar respecta o strategie națională. Și strategia ce națională are punctul 1, 2, 3. Trei probleme mari sau patru probleme mari. Iar de aici, fiecare consiliu, fie el orășănesc, fie el, de aici îl dezbate ce poate face el. Și începe prin proiecte de decizii, uite, noi putem face asta. Dar când ne uităm noi în proiectele de decizii? Cu mediu. Nimic. Nimic. Și atunci noi spunem că mă doare aici, mă doare aici, învinuim orice, numai nu pe noi, fiindcă noi am ajuns să avem un mediu foarte poluat. Avem o rubrică tradițională în care invităm participanții să ne prezinte trei fotografii și să ne vorbească despre ele. Poftim! Iată, aici este o fotografie când mama mea era foarte tânără și avea doar doi copii. Iar tata era director într-o școală, dintr-o localitate apropiată. Mama avea grijă de noi ca... Nici nu pot să vă spun. Atâta grijă de noi, fiindcă rochițele este scusute de ea. Împletitura ne-o făcea. A găsit încă, era undeva două pălărioare și eram ca două păpușele și mama tare se mândrea. Care sunteți dumneavoastră? Cea mai mică?
Asta e sora mea, cea mai mare, și eu cea mai mică, iar mama mea, scumpă mama mea, era mișteriță de toate mâinile, inclusiv și ar fi avut calități de poet pentru a scrie poezii, dar nu era mulțumită că ne spunea poezii. Și povești ne spunea, extraordinară, o mamă de 10. Asta e. A prins meseria de custoreasă de la tata, fiindcă tata era ficior de meseriaș, părinții cosau și pentru armata română de la ofițeri le făcea haine. Adică și la noi în casă mașina Zinger era prezentă. Dumneavoastră în casă nu era prezent război, de sus, sud, covoare, nu era singur, da? Nu era, nu. N-am avut, în fine. Cu o domnișoară, să înțeleg, da? Da, aici eu sunt studentă, în ultimul an de studiu la universitate, nici nu-mi vine a crede. Cum v-ați făcut această fotografie și unde? Obligat a fost, fiindcă era, da, la sigur, trebuia pentru albumul de la universitate, nu iubesc să mă fotografiez, niciodată n-am iubit. Și, mă rog, eram într-un fel că toată lumea spunea atunci, dacă amintire, măcar poți fotografiez. Și atunci m-am dus și ca amintire m-am fotografiat. Ei, dar aici este de la universitate când soțul meu a trecut testul la sora mea. Aici, știți cum făcea? A trecut bacul, da? Da, da, da. Pe, în Chișinău, nu știu, în Soroca n-a fost niciodată, așa? Erau fotografi de ăștia, de stradă. Că altfel nu mă mai fotografiam. Și ei au făcut poza și... V-au trimis prin plic acasă. Nu, trebuia să te vii tu peste 3 zile tot în locul ăla. Uh-huh. Și nu m-am dus eu, s-a dus Victor. Că eu am spus, eu nu iubesc, mie nu-mi trebuiește. Am foarte multe fotografii de la locul de muncă când am lucrat cu Strabag. Deci acolo era fotografia socotită, deci atât de finanțatorii care era guvernul american. Și încă o dată le aduc aminte că asta a fost un grant, adică o donație a guvernului american față de guvernul nostru, să zicem așa. Ca să fim mai clar, ți-e vorba despre drumul Sărătenii Vechi, Soroca, da. Construit de guvernul american și prin intermediul USAID. Da, și iar eu am fost acolo experți de mediu din localnici. Așa. Și acolo am o sumedenie de fotografii în care eu sunt în lucru, și iar fotografia era socotită ca document. Adică am fost la loc, am văzut, am pus și iată, acolo am foarte multe fotografii. Mă ferem deodată, dar mi-a spus șeful. Dacă n-ai fotografii, înseamnă că n-ai fost. Asta e. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația, mulțumim că din Basarabeciancă, ați devenit sorociancă. Da. Mai degrabă ca abacleancă, fiindcă da, abacleancă, da, am devenit sorociancă și acum cu mândrie zic că sunt sorociancă și în Soroca sunt români și eu sunt unul din români și Nistru e al meu. Al dumneavoastră și al nostru a tuturor. O zi frumoasă să aveți și vă rugăm mult și în continuare să ne recomandați soroceni care credeți că merită ar fi și am putea descoase ceva interesant despre viața lor. O zi frumoasă să aveți!